ca să-i sperie pe jucători în finalul jocului, să nu se mai lovească. Mai puțin de un minut și jumătate din cele trei de prelungire. 2-1 pentru Bruj. Un meci halucinant pentru Standard Liege. Un meci pe care l-a avut în mână și iată, pierde în final. Fapta a fost condusă cu 2-0. A ajuns să alerge după egalare. Centrează Berier. Carcela și este gol! Gol Medi Carcela González! Minutul 90 plus 3. Standard reușește să egaleze. Fabulos! Fabulos meci! Al 10-lea gol marcat în campionat de Medi Carcela González. Adri Koster și echipa sa tehnică sunt siderați. Bruj a condus cu 2-0 până în minutul 86 și iată este egalat acum de acest super tehnic jucător Medi Carcela González. Ce frumos să-și preia mingea, observați? O greșeală imensă defensivă a lui Bruj.